Pe Alexandru Dascălu îl putem vedea în sala de forță sau în sala de sport, unde își desfășoară activitatea alături de elevii săi. L-am putut vedea la diverse competiții la care a participat, cât și la scenă deschisă cu ocazia zilelor municipiului Roman, când pe scena amplasată în centrul orașului a evoluat alături de ceilalți participanți. Care sunt planurile de viitor pentru Alexandru, le-am aflat chiar de la el. În următoarele luni îmi doresc să pot să particip la concursuri, pentru că până la urmă noi pentru asta ne antrenăm, să vedem rezultatul muncii noastre, să ne ierarhizeze într-un clasament, să vedem care e diferența dintre noi, să-mi continui activitatea didactică mult mai bine de până acum, continuat-o până acum, și vedem cine mai rezervă viitorul. Care este secretul unui corp bine făcut și ce este necesar să folosim astfel încât să arătăm bine? Nu este un secret. Ar trebui ca toată lumea să știe că 70% este nutriția, 30% este antrenamentul. Da, folosesc și suplimente nutritive, dar majoritatea lumii confundă suplimentele nutritive cu steroizi, deci total diferit. Suplimentele, de exemplu, o proteină, acordă un necesar proteic pe care noi nu îl putem lua din alimentație. Un pre-workout ajută cu un surplus de energie în timpul antrenamentelor. O carnitină ajută la arderea grăsimilor, ajută să transpiri mai repede în timpul activităților fizice, ca să fiu mai înțeles pentru toată lumea. Câte ore petreci la sală? Sau de câte ori pe săptămână? Mă duc în fiecare zi, să zic, o oră jumătate, două, depinde de ce grupe musculare am de făcut în ziua respectivă. Ce ar trebui să știm atunci când dorim să venim la sală? În primul rând, să-și iau un antrenor personal. Ceea ce e pus pe YouTube este pus de cei care știu cu ce să mănâncă sportul respectiv. Urmează un plan alimentar, un antrenament, până și cei profesioniști au un antrenor personal. Deci, cred că asta ar fi singurul meu sfat. Să-și iau un antrenor personal când ajung într-o sală de forță. Măcar la început să-i ajute, că degeaba e exact logica pământului. De ce să plătești un antrenor personal când poți să mergi un an, să-ți plătești un abonament un an la sală? Că fiecare om are reacțiile lui. Depinde, poate să dezvolte și mai repede ca masă musculară sau mai încet. Depinde de structura sa. Dacă vine mai plinul și vrea să slăbească, dacă vine mai slăbuș și vrea să pună masă musculară, depinde de ce își dorește și depinde de răspunsul organismului. Fiecare avem un metabolism și un anumit tip de organism.